Dovadă caracterului aberant al discuției este faptul că cei care invocă, știți ce criteriu au invocat? Criteriul financiar. Iată, singurul argument pe care l-am auzit, financiar. Păi, vedeți câți bani trimite atenției diaspora. Că nu diaspora trimite, de asta spun atenție. Este un argument absolut aberant. Și aici, într-adevăr, trebuie să definim deja ceea ce înseamnă diaspora. Avem noi diaspora în sensul în care este invocat? Nu, avem oameni care muncesc inclusiv sezonier acolo, lucrează, de exemplu, 3 luni cât le permite legislația, vin înapoi. Nu putem vorbi despre acești oameni ca fiind diasporă. Și dacă ei vor să-și exercite dreptul la vot, eu cred că găsesc modalități în cadrul firesc normal să voteze, nu având la dispoziție circumscripții electorale. De asta, ca principiu, eu cred că ar trebui să se renunțe la ideea de circumscripții pentru diasporă, pentru că ele sunt, din punct de vedere conceptual, un nonsens.